Pozdravím tuto refrakciu, už by nemám regresit, laulou episod, ale tu de prietena mea, Ana Banana, care se dă cu caruselul chiar aici în premieră. Tocmai a aflat cum se folosește un minecart și m-a înnebunit de cap cu el. Fraților, astăzi o să facem un build battle. Cum opresc sunetul că nu mai aud? Ok, gata, hai totuși să spargem asta așa. Ok, astăzi o să facem un build battle cu Ana Banana. Și știu că toată lumea o să se gândească, bă, dar Ana e noob la Minecraft, ok, ce poate să facă? Ei bine, am pus-o să se uite la build challenge-urile mele trecute. Cred că s-a uitat la un clip. Ana, te uita măcar la clipul ăla de ți l-am dat. Măcar ăla, un clip. Ok, primul clip cu baza, cu Ganicus. Cum adică nu? Ți-am trimis un clip să-l vezi pe care m-am uitat la altul. Am înțeles, deci s-a uitat la un clip cu baza secretă și cam știe care sunt regulile și care este challenge-ul. Tu construiești urât, tași modding-ul odată, Ana. Ce te iei, bă, de mine? Că eu construiesc destul de decent. Și astăzi am adus-o pe Ana să încerce să facă prima ei bază secretă pe Minecraft. Pe creative o să vedem care, cum zburam, apeși de două ori space. Deci apeși de două ori space, ai inventarul, dacă apeși pe... De două ori. Nu ești pe creative? Game mode creative, ia vezi acum. Aoleu, mi-am dat mie. A, nu, că erai pe creative, că ți-am dat, gata, bravo. Și acum dacă deschizi inventarul, ai toate itemele. Așa că o să vedem dacă construiesc mai bine decât o fată care abia s-a apucat de Minecraft. Ana, te-ai mai uitat la vreun tutorial cu case? Pentru că ți-am zis că, bă, va trebui să faci și tu ca un fel de casă. Sau nu neapărat, dar trebuie să faci o bază și baza aia să fie undeva. Bravo, bine că îmi pui flori pe jos. Chiar mă bucur. Mă bucur foarte mult. În jos, cum cobor, apasă pe shift. Ține apăsat pe shift. Bup, și ai coborât jos. Bun. Deci, ți-am spus. Da, lasă florile un pic, Ana, mulțumesc. Asta le pui pe tavan. Dar lasă puțin florile. Deci, practic, tu ai partea asta. Uite, partea asta e aici. Partea asta e a ta. Deci, tu trebuie să stai după peretele ăsta ca să nu vezi ce construiesc eu. Și eu nu trebuie să văd ce construiești tu. Practic, avem 20 de minute la dispoziție. Să facem... Ia uite... Doamne ferește. Bă, Ana, stai, bă, un pic că n-am început. O să avem 20 de minute la dispoziție și cine face cea mai șmecheră bază ascunsă o să câștige. Ești gata, Ana? Lasă un pic florile! Da? Ok, vino încoace. O să te las să trișezi cu iarbă, sigur. O să mă prefac. Hai să te bat. Hai să vedem. Deci Ana s-a uitat la vreo două tutoriale și e gata să ne bată. 3, 2, 1. Am dat drumul la timer, Ana. Din secunda aceasta avem 20 de minute. De ce să stau? Am dat drumul, gata, nu mai e ce să mai faci. Deci chiar nu mai e ce să mai faci. Acum e pe viață și pe moarte acum. Trebuie să-mi dovedești că știi să builduiești bine și șmecher, ok? Deci trebuie să faci ceva ce n-a mai văzut nimeni niciodată, Ana. Bun, facem așa un fel de ceva. Cât timp mai avem? Cum mă întreb? Cât timp? 19 minute jumătate. Adică mai e abia... Abia am început, cum adică cât timp mai este? Uite așa ceva de genul, nu știu ce fac aici, dar sper să fie mai bine decât ce faci tu, Ana, atâta. Eu dacă fac mai bine decât, ia să vedem, decât ce faci tu, dar ți-am spus, vezi că trebuie să faci o bază secretă, gen, asta este tematica, adică poți face o casă și acolo să ascunzi baza secretă sau ceva de genul, înțelegi? Ce? Cum adică ce? Păi, tocmai ți-am explicat. Nu mi-ai zis, ba da, păi tocmai ai spus cine face ceva și șmecheră bază secretă, cum adică nu ți-am zis? Ce vrei să spui că nu ți-am zis? Că eu chiar ți-am spus. Ok, deci ți-am spus, ori ascunzi în casă, ori în alt loc, nu știu exact ce construiești tu, dar eu doar zic că... Ai zis să construim o casă, nu construim o casă, adică construiești și o casă probabil, dar gen... Nu asta este chestia principală pe care o vei construi tu, băi Ana. Bă, deci nu mă înțeleg cu ea. Deci Ana este... Ia, Stone Age a găsit, bă, face cu Stone Age nebun. Bine, mă, Ana. Hai că eu chiar sunt curios ce o să iasă, sincer. Chiar sunt super, super curios ce o să iasă. Eu o să fac ca de obicei o casă urâtă, că eu nu știu să fac case, dar nu contează casă și contează baza, Ana. Baza ta secretă pe care tu o vei face trebuie să fie foarte, foarte șmecher. Deci aia trebuie să faci tu. Nu contează altceva, contează inima ta de... builder în Minecraft. Cum ți se pare până acum? Ai reușit să faci ceva? Eu întâi o să fac aici o căsuță și poate baza secretă se va afla în ea sau poate nu. Acum nu o să aflăm niciodată. Dar o să vezi că fac ceva destul de șmecher, zic eu. Eu zic că e destul de șmecher, nu știu. Tu ce faci, Ana, că nu mi-ai mai zis? Ce mă vrăjeala asta de clasa a 5-a? Cum adică ce vrăjeală de clasa a 5-a? Adică?
ce vrei să spui? Uite, ceva de genul ăsta și aici să vină tot așa, bam, bam, bam frumos. Și aici să pun un de ăsta, bam. Și un, așa. Hai, joacă, joacă și lasă-mă. Bă, da, Ana, tu chiar ai devenit rea de la un timp. Mi-a zis și Rodby că nu i-a plăcut de tine, că ai fost cam rea cu el, așa mi-a zis. Ce părere ai de asta? Și lumea în comentarii mi-a zis că, bă, ce are, bă, Ana, de-aia așa rea. Răutăcioasă. Așa zis hamsterul. Da, ce mă cu hamsterul? Că e prietenul nostru. Sau al meu, cel puțin. Așa că trebuie să fii de treabă. De când vorbește... Hai, bă, Ana, că tu deja ești rea. Deja ești doar rea. Băi, eu fac o căsuță micuță, că nu ne trebuie... Dita mai căsoiu. Corect. Cine are nevoie de o casă mare, Ana, când poți să ai una mică? Pă bune. Ce sens are să o faci mare când poți să ai o casă mică? Bun, facem ceva de genul așa. Eu fac un cub, Ana, deci la casă probabil o să mă bați. Nu am așteptări. Bun. Și astea să vină ceva de genul ăsta. Așa. Da. Nu știu, dar ai mai jucat până acum pe creativ? Că eu nu știu dacă ai mai jucat până acum pe creativ tu. Pe modul ăsta, nu. Deci e prima oară și pe modul creativ. Când te joci, mamă, te-am luat din prima, așa. Uite, așa, mă, trebuia să vină, de fapt. Bam. Mamă, ce casă de talibani îți fac, Ana, aici. N-ai mai văzut casă de vacanță ca asta. Casa în Costinești asta. Uite, și venim cu ăsta așa. Fac cea mai basic. Mamă, la acoperiș și jaleana. Dacă faci acoperișul mai bine ca mine, probabil o să-l faci, că eu nu știu să-l fac. Mamă, ce-i, mă, casa asta? Oh my god. Mamă, cum arată. Doamne. Bă, știi ceva? O las așa, nu mai contează. Bun. Și aici avem așa. Și ceva de genul, bun. Unde găsesc? Caută, vezi că ai search item la busolă și cauți glass, G-L-A-S-S. Nu știu engleză, Ana, faci mișto de mine. Nu știu, o să facem ceva de genul așa, chiar dacă e... E vai de capul ei casa asta, Ana, dar nu contează. Mai avem 15 minute, nici măcar nu m-am apucat să fac ceva legat de zi, de baza secretă. Eu doar am făcut decor până acum. Deci până acum eu doar am făcut decor, ești nebun? Dacă ai mai pomenit așa ceva, Ana, în viața ta. De când existi tu pe Minecraft-ul ăsta? Bun. Și aici așa, și aici așa, și aici așa, ceva de genul ăsta, a? Bun. Și să vină asta ceva de genul în jos. Mamă, dar am impresia că m-ai făcut într-un clip ceva de genul ăsta. Dar nu sunt sigur. Ana, eu nu sunt sigur. Bun, și punem asta așa. Ok. Bun, până acum arată complet oribil ce am făcut aici, dar... Dar nu mi-e rușine cu ce fac eu în viață. Adică că construiesc. Asta fac eu în viață, construiesc. Mamă, dar cum? Ce naiba pot să-i pun aici? Că asta nu înțeleg eu. Că arată urât aici, în colțuri. Uite, mă, că facem așa. Ce contează? Uite așa, na. Și tot e mai ok decât ce făcusem eu, ești nebun. Și mai facem așa niște detalii. Bam. Uite așa. Bam aici. Bam așa. Și deja suntem bine. Ok. Cum merge, Ana, treaba? Zim repede. Că nu mi-ai mai zis nimic, ești cam tăcută. Merge. Doamne. Mă, e bine dacă merge. Am zis că am făcut casa. A, eu am făcut casa, ok. Și fii atent, acum trebuie... Dar nu mă bagi în seamă, n-am văzut, îmi pare rău. Acum o să trebuiască să faci și ceva ascuns, înțelegi? Adică tu trebuie să faci o bază secretă, că na, casa o vede oricine, dar tu trebuie să-ți faci o bază în așa fel încât dacă vine inamicul să nu știe ce se află acolo, înțelegi? Să nu știe cum să ajungă în baza ta secretă. Și la final o să vedem dacă te descurca mai bine decât mine. Eu o să fac o reacție la baza ta secretă. O să încerc să ți-o găsesc, deci fii atentă că tu trebuie să o ascunzi bine. Pentru că eu o să încerc să-ți găsesc baza secretă, ok? Deci trebuie să... Na, trebuie să o ascunzi destul de bine, zic eu. Că după aia o găsesc și... Nu mai e șmecher, că scopul e să fie ascunsă.
Asta e cel mai important, nu? Așa am zis. Bun, hai să vedem aici dacă... dacă iese cum am vrut eu să iasă. Probabil nu. Tic, 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 tic. Peste tot ce am făcut, mă. Ok. Uite așa. Bun. Unde face Ana baza secretă? Zi-mi și mie. Dă-mi acum. Că sunt și eu curios. Nu zic? De ce, bă, suntem prieteni? Vezi tu după? Mamă, cum ar fi să faci mai bine decât rugby? De fapt, cu rugby nu cred că am filmat modul ăsta, sincer. Și mi-e cam frică să-l aduc pe rugby. Dar probabil faci, o să descurci mai bine decât s-ar descurca rugby, zic eu. Doar zic. Nu vreau să-i dau hate lui rugby, dar... cam vreau să-i dau, de fapt, dacă stau să mă gândesc. Da, mă rog. Ceva de genul ăsta. Hai, mă, n-am pus peste tot, unde trebuie să mai pun? Bă, fraților, deci nu știu ce am făcut, dar am oprit puțin filmarea, fără să vreau. Și am terminat aici chestia asta pe care nu pot să zic cu voce tare că o să audă Ana. Deci, practic, am făcut asta. Bam, așa, odată. Și am terminat și aici, bam, frumos. Doar așa pot să vorbesc, că după aia se prinde Ana ce am făcut pe aici. Dar eu zic că am făcut destul de mișto, Ana, și nu știu dacă o să găsești tu vreodată cum fac drum din ăla. Drum din ăla care? Din ăla cu, zic, cu de dai pe gres, cu de din faci din gres, sau la ce te referi? Cu lopata, dai click dreapta pe el. Am făcut și eu drum din ăsta, ce faci, mă, copiezi? Mamă, dar vezi că nu prea mai avem timp. Fără mișto că nu mai avem timp. Mamă, punem și noi niște dăști așa. Aleu, eu nici nu prea m-am apucat de bază, propriu zis, sincer. Dacă zic sincer, Ana, eu nici baza nu prea am făcut-o. Că ți-am zis acum și faci? Tu te, bă, ce, tu te iei după mine. Nu eu mă iau după tine. Cum adică să mă iau eu după tine? Eu care am experiență, numai clipuri din astea, numai cu dăștia fac eu aici și te-ai găsit tu acum. E, na. E, beleaua. Na, beleaua, bun. Deci chiar arată frumos locul ăsta, zic eu. Mai trebuie decât baza. Aia e singurul lucru, Ana. Deci eu le-am pe toate, numai baza. Ce am? Cum adică ce am? Bun, hai să vedem aici. Beleaua, că am eu o idee așa. Ia să vedem. Luăm și de-asta. Și luăm și de-asta. Eu nu o numesc experiență la cum construiești. Auzi? Bă, ce-și mă așa, buliana? Văleu, nu e bine aici. Opa, am făcut o prostie. Ok, știi ceva? O să vin așa asta și de aici începe. Bun. Bă, Ana, eu nu prea... nu știu cât timp. Dacă mă încadrez în timp, tu te încadrezi în timp, da sau nu? Zi repede. Fii sinceră cu tine și cu mine. Crezi că da? Chiar sunt curios. Mai avem 5 minute fix pe ceas. 5 minute începând de acum. Zi-mi tu dacă faci tu în 5 minute asta, ești șmecheră. Mă, ce naiba fac aici? Ok, facem așa. Dacă nu putem să mai adăugăm timp, te rog. Bine, hai că vedem. Dacă se termină timpul și n-ai terminat, s-ar putea să mai am și eu nevoie, deci ok. Se scuză, ești de bun. Chiar se scuză, bun. Deci facem aici așa. Bă, dar mie îmi place cum, cam așa, ca idee, cam cum ar ieși. Ce fac eu aici? Deci facem așa. Pot să folosesc comenziana? Pot să dau cu fil? Știi ce e la fil? Nici măcar nu știi ce e la fil. Cred că... hai că nu dau cu comenzi. Nu știu. Lasă că... o să înveți tu când ești constructor profesionist ca mine. Sunt niște comenzi care pui foarte multe blocuri pe linie dreaptă, de exemplu, sau așa. Deodată. Nu mi-ai zis că avem așa ceva? Păi era... e greu să înveți cu de-aia. Nu ți-am zis că e greu să faci cu de-ala. Mamă, ce trebuie să sparg aici. Lasă că sparg de mână. Sparg de mână că sunt băia mare. Bun, vine așa ceva. Și aici cred că vine ăsta din nou. Bam. Ok, deci chiar cred că o să arate șmecheră baza mea. Nu vreau să mă laud, doar zic. Caut pe YouTube, așa cum am făcut și cu asta ca să învăț. Bă, deci eu chiar sunt curios ce ai făcut tu de pe YouTube. Că tu mi-ai zis că te-ai uitat la tutoriale, că ai făcut chestii. Eu vreau să văd ce ai învățat tu după tutoriale și vreau să te anunț că mai avem 3 minute și eu nu am reușit să fac tot ce voiam. Și o să plâng. Cred că o să mai adăugăm probabil 5 minute, dacă ești de acord cu ideea asta. Și să mai adăugăm 5 minute ca să am și eu, să ai și tu și știi, e benefic pentru amândoi și toată mai fericită, da. Ok, o să fac aici o chestie. De fapt, nu o să fac.
Dacă termin, mă mai gândesc. Adică ce? Numai dacă... Nu mai ai tu timp să băgăm, dar eu dacă nu mai am timp, gata, nu mai adăugăm sau cum? Cum vine asta? Că eu nu înțeleg. Mă rog, aici nu prea contează că punem din ăsta. Ok. Punem de asta așa. Tu ai experiența și ai zis, nu am zis așa ceva, eu nu știu să mă joc Minecraft în primul rând. Nu știu de unde ai scos-o după asta cu experiența, dar eu unul nu am zis așa ceva. Bun, facem de aici și vine aici. Bun. Așa ceva. Ok. Mamă, și aici putem face, gata, știu. Îmi place mie rău de tot să fac acest design contemporan, de nu l-ați mai văzut niciodată pe YouTube românesc. Aulu, ce am făcut? Am stricat aici. Bun. Deci trebuie să mă joc și fără fil. Conce? E un cuvânt, e grele cu româna, cu ăștia. Nici eu nu știu ce am zis datul. Bun. Bam, 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 bam. Ce ai făcut, Ana, până la urmă? Ești bine, sănătoasă? Ia să vedem. Te încadrezi în timp? Mai avem 1 minut și 48 de secunde. No, o să mai adăugăm 5 minute, bana. Am fost la biserică azi. Doamne. Și Rodby merge la biserică des. Bun. Sau ar trebui cel puțin să meargă, dacă nu se duce. Eu dacă eram Rodby. Tu ce ai făcut? Ce am făcut astăzi? Băi, sincer, n-am făcut mare chestie. Ia să vedem, asta vine așa. Astăzi, sincer, cred că am dormit toată ziua, sincer. Acum că stau să mă gândesc, probabil doar am dormit toată ziua. Și am stat degeaba pentru că nu fac nimic bun pentru societate și doar mă joc Minecraft, dar în rest, da, măcar sunt sănătos. Da, toate astea. Bun. Deci vine așa, bam, bam, bam. Mamă, ce fac aici, Ana? N-ai mai văzut-o așa ceva în viața ta. Bun. Să avem așa. Deci mai avem 50 de secunde, dar n-avem. Nu, deci mai... Am văzut că te-ai apucat de sală, mă urmărești pe Instagram. Uite că am uitat să-ți dau follow pe Instagram. Ia să-mi zici după clip, că nu le dau la băieți, că după aia o să fii prea populară și... o să vrea lumea să te joci cu ei Minecraft, că deja mă întreabă în comentarii să se joace și ei cu tine și nu le dau voie, că nu-i corect, că tu trebuie să te joci cu mine când să mai ai timp să te joci și cu ei, nu? Păi nu e timp să te joci și cu ei. Nu, deși atent, Ana, mai sunt 20 de secunde, dar mai adăugăm 5 minute. Fii atentă. 5 minute mai avem, Ana. Deci fix 5 minute am mai adăugat. Ce-o fi, o fi, fiecare cu ale lui. Dacă putem face bine, dacă nu, nu mai adăugăm mai mult timp. Deci ăsta e maximul de timp pe care putem să-l adăugăm. Bun, facem așa aici. Mamă, nu! Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu, 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 cum plantez copaci? Caută sapling. Caută sapling. Bun. Și aici să avem... Ah, e complicat. Ok. Facem de asta așa. Să vină... Ah, de fapt n-avem cum. Aleo, Ana! Nu se poate. Nu se poate așa ceva, domne. Bun, știi ceva? Facem aici frumos. Bun. Achievement-uri fac. N-ai mai văzut. Ce e aia? E. O să-mi vezi când o să crești mai mare, Ana. Nu contează acum. Ce e aia, auzi? Bun, facem cu ăsta așa peste tot. Trișez? Nu trișez. Am luat ceva din creative și mi s-a pus achievement-ul. Cum adică să trișez? Eu nu trișez niciodată. Bun. Facem așa. Nu știu, asta e la mișto ce fac aici, doar așa. Doar așa. Uite așa, bam. Și de asta așa deasupra. Deci la mine e o bază destul de securizată, zic eu. Bun, așa. Bun, de asta. Mamă, mai avem 2 minute, Ana. 3, pardon, 3. A, și ne trebuie un de asta. Right. Ce-am făcut, bă? Mamă, ce... Cea mai jale fermă am făcut din viața ta. Bam, 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 bam. Deci pe ăsta. Ok, hai că e bine, măcar e ceva aici.
Bun. Așa. Așa. Bam. Bun. Și facem cu d-asta. Mama, nașmecherul. D-asta așa. Bun, mai sunt 2 minute, Ana. Mai sunt 2 minute. Bun. Și facem aici. Iron d-asta. Știu că o să câștig. Cum să câștigi, bă? N-ai cum să câștigi. Pe dreapta și aici să ieși tot așa. Asta punem la final. Bun. O să merg un etaj mai sus aici? Cred că pot. Cred că e ok. Da, mă, da. Hai că e bine. Ana, mai avem 1 minut și 28. Nu mai avem timp. Ok. Și aici vine așa. Bam, bam, bam. Oh my god. Luca, cum pun ăla? Cum pun să scriu? Sign. Caută sign. Sign. Doamne, ferește. Lasă-mă, Ana, că mă concentrez și eu la mine aici. Ce, numai tu te concentrezi? Mai avem 1 minut. Nu. Oh my god, asta nici nu merge deschis, ești nebun. Mai punem un... un de-asta așa la mișto, se deschide asta, da. Și aici punem din asta și de-asta și facem așa și habar n-am ce am făcut aici. Bam! Și aici la fel facem și noi un de-asta așa și facem... mama, 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 Ana. De-asta și de-asta și cum se numește? Net. Bun, ceva de genul am făcut. Deci gata, timpul s-a oprit, Ana. Nu mai e voie să mai mici nimic, nu mai e voie să mai faci nimic. În afară de încă 2 secunde pentru că trebuie să fac și eu ceva. Da, da, da. Stau, sunt de treabă și te aștept. Clar nu mai completez și eu ceva la baza mea sau... Ok, gata, totul este pregătit din partea mea, Ana. Deci eu chiar sunt pregătit acum. Acum fără niciun mișto de nu sunt pregătit. Bun. Chiar sunt curios ce reacție o site-ul la toată baza asta. La baza asta eu chiar sunt super, super curios. Bine, arată puțin urât aici, dar faci și noi așa. Mamă, noi să fim sănătoși. Mamă, urât. Gata. Ana, eu am terminat. Ai terminat sau nu? Zi sincer. Trebuie să fii sincer aici. Bă, vezi că nu e așa rău. Nu arată rău ce am făcut eu aici. Ana, gata? Zi! Da sau nu e gata? Stai! Păi stau, dar cât să mai stau? Cât mai stăm aici? Mă rog, că... și eu mai schimb chestii, dar nu contează, că nu le schimbam dacă nu așteptam după tine, dar acum trebuie să aștept după tine, așa că mai schimb chestii. Gata? Bun, și la mine e gata, Ana. Deci, ești gata să îți caut baza că vreau să vin eu. Nu trișa, eu nu trișez, gata, eu sunt gata de mult. Deci, vreau să vin să-ți văd baza. Nu mai zic că am mai dat și timp în plus, am mai stat și după. Deci, ai avut în total vreo jumătate de oră. Dacă tu îmi spui mie că n-ai reușit să faci ceva șmecher rău, rău de tot, nu mai zic nimic. Ești gata? Pot să vin la tine? Ia zi. Da? Bun. Mamă, ce-am făcut, mă? Hai. Mamă, ce-a făcut? Cut! Wow, fii atent de n-a pus la copaj. Bravo, bă, Ana, deci ai pus super multă natură. Îmi place cum arată. Mamă, și asta ești... Bă, de unde știi, mă, tu să faci de-astea? Ok, casa asta, Ana. De ce scrie Ana? Ok, ce l-ai mai pus aici? Lum! Nici nu știu că există... Am văzut pe YouTube. Bro, nici nu știam că există blocurile astea. Ce sunt, mă, blocurile astea? Tu n-ai crafting și ai blocuri de-astea? A, bă, da, ești crafting. Ia uite, bă, cum a făcut. Mamă, și podea, ești nebun. Bă, tu mi-ai copiat patul, că ăsta e patul meu. Cum adică?
Ce cauți tu cu... Ce mint, mă, că eu am pat din ăsta înaintea ta. Mamă, șmecher și cu gardul ăsta și cu... Mamă, acoperișul ești căsiu, dacă mai urcai un pic cu ăsta așa... Aoleo, l-am stricat. Gata, scuze. Bun, tu m-ai copiat? Cum bă, te-am copiat? Ia uite, bă, și dă ăsta cu albine, caută baza. Unde poate să fie baza? Bine, deci aici nu. Ok, pleacă puțin, deci să plec, bă, puțin. Gata, după 1000 de ani, e gata. Bă, Ana, cum e corect? Eu ți-am mai dat ție timp acum. Păi cum adică, că mai făceam și o chestie, nu mai contează. Hai, taci. Unde poate să fie baza? Actually, cum? Nu mă așteptam să fie acolo. Stai, nu e pe aici baza? Ai făcut baza falsă, gen. Eu am găsit-o fără să vreau baza ta. What? Bro, jur. Deci eu am stat doar acolo, nu m-am mișcat din locul ăla. Wow, Ana, ți-am găsit baza secretă. Ia. Da, mă, da. Păi și asta e baza secretă? Cu chesturi? Da? Mamă, ulu. Mamă, bana. Ce trebuie mai mult? Bă, puteți să mai faci tu furnace-uri. Adică în baza secretă se presupune că acolo stai tu în principal, știi? Tu dacă mor de foame, ce faci? Ești din bază? Ia uite că a stupat-o, ești nebun. Doamne. Tu ce faci dacă mor de foame? Ești din bază? N-ai mâncare, n-ai și tu resurse pe undeva, dar arată șmecher cum ai făcut. Arată șmecher, dar bă, pentru prima bază e ok. Vreau să spună lumea în comentarii cum te-ai descurcat și vreau să vii la mine să-mi spui cum am descurcat eu. Haide, vino încoace pe la mine și vreau să-mi spui ce părere ai de baza mea secretă dacă reușești. Dacă câștig eu, o să le dau insta-ul meu. Deci ziceți în comentarii cine a câștigat, dar stați așa un pic să vadă și baza mea. Lumea nu se voteze doar pentru că le dai Instagram-ul, da? Ce e asta? E o căsuță respectabilă care este, da, nu contează, Ana, nu trebuie să iei de casa mea, este o casă, tu trebuie să găsești baza, ok? Zici că e templu? E un templu, da. Ok, ăsta nu trebuie să fie aici, trebuie să fie așa, dar nu mai contează. Zici că e templu, auzi ce zice, bă, de casa mea. Deci eu vreau ca lumea să voteze corect, lumea nu o să te voteze doar că ai zis tu că le dai Insta-ul, auzi? Că le dai tu Instagram-ul. Asta ce e? E o chestie aici la mine. Ce treabă ai cu ce e asta? Nu înțeleg. Care e problema? Baie. E o... Da, e o budă aici. Trebuie să găsești poate o intrare în baza secretă, nu știu. Trebuie să găsești baza. Haide. Să te văd. Apasă pe butoane. Ia. Na, beleaua. Ce-i făcut, mă? Tu ai spart. Tu n-ai voie să spargi. Ei, unde te duci? N-ai voie să spargi aici, trebuie să găsești baza fără să spargi. Ce, eu am spart la tine? Ia, uite cum stă pe burtă și nu mai zice nimic din greșeală. Doamne ferește. Hai, mana, faci mișto sau găsești baza secretă? Zi. Ia uite cum se freacă de scară. Hai, bă! Oh my god. Ia, zi. Ia, pe aici oare? Ia, hopa. Cum era să pun aici după copacul ăsta? Deci tu trebuie să o găsești fără să spargi niciun bloc, ține minte. N-ai voie să spargi. Mai faci tu așa? Mai fac eu, bă. Lasă-mă, Ana, că nu o găsești, că e prea secretă baza asta. E mult, mult prea secretă. Hai, ce se aude? Sunt păsări pe afară, păsărele. Hai, ia uite unde se uită după ele. Sunt în, la cuibul lor. Nu le găsești. Zi-mi unde e baza. Dacă te dai bătută, să-mi spui. Deci tu trebuie să o cauți. Ține minte, n-ai voie să spargi niciun bloc. Nici măcar un bloc. Ia zi. Poți să-mi dai indicii? Ok, o să zic că nu e în casă, deci e undeva în afară. E pe afară, nu e în casă. Casa n-are treabă cu baza secretă. Asta pot să zic. Acum, mi-am dat și eu seama că nu e acolo. Păi... Altceva mai nou ce să am? Că am trei copaci și un lac. Unde poate să fie? Zii tu. Adică în altceva decât ce vezi aici, ata am construit. Da. Tu trebuie să te uiți, să-ți dai seama, să dă ăștia. Mă întreb pe mine unde e. Păi da, e baza secretă. Ai 7 copaci, ea număra, nu pot să cred. Zii, te dai bătută, vrei să arăt unde e? Dar te mai uitat și tu pe aici, apă. Na. Poate e pe aici, poate te bași pe undeva, prin apă, trebuie să nuți. Nu știu, zic și eu. Sau poate printr-un copac, poate are o scară sau un trapdoor pe lângă el. Sau...
Nu știu, zic și eu, se poate întâmpla orice. Absolut orice. Ia zi. Arată diferit asta? Unde arată diferit asta? Pe așa arată că e planta. Altceva ce să zic. Da? Păi și planta, uite că și asta e la fel. Pare lemn? Cum bă, nu vezi că e, uite, așa arată. E galben. Nu arată ca aici? Ca așa e pământ. Bă, n-ai voie să spari, ce facem aici? Hai, găsește baza, Ana. Zi dacă găsești. Văd lava acolo. Unde vezi, bă, lavă? Eu nu văd nimic. Cum cobor? Ok, Ana, fii atentă. Deci aici este un scaffolding. Uite, cam așa arată. Și e practic o scară. Uite, vină cu afară. Asta e aici. Și practic pe asta, dacă te urci și apeși shift, poți să cobori pe ea, vezi? Tu poți să te duci super sus cu ea și după aia să cobori așa. Și asta e o tehnică foarte bună să-ți ascunzi baza. Pentru că se maschează foarte bine cu coralul ăla galben. Uite. Vezi că nu prea îți dai seama. Adică tu acum că nu prea ai avut la ce să te uiți. Că, na, era clar că era pe undeva pe aici. Dar uite, dacă vii așa și apeși pe shift. Bam, bine ai venit în bază. Na, am uitat să mai pun sign aici. Punem așa. Chest room. Acolo sunt niște chestii random. N-am mai avut timp să mai... să fac mare chestie, dar înțelegi tu ideea. Intră puțin. Mă rog, nu mai pot să mai ieși, dar nu contează. Cum mai ies? Trebuie să fii foarte... Nu vezi că e un buton aici, Ana? Ce-ai? Uite-l. Despre ce vorbim. Uite, e un buton fix acolo. Nu l-ai văzut tu. Hai. Vino afară. Minus 10 pentru baza asta. Uite, aici e fermă. Bine ați venit la fermă ca să... Na, să nu mor de foame. Ce-i făcut, mă, cu butonul? Iar mi-ai spart butonul ăsta. Chiar avea buton aici. Bă, tu faci mișto, ai spart butonul intenționat. Că te-am văzut. Am văzut butonul cu ochii mei când am intrat aici. Lasă vrăjeala. Și cam asta e camera principală. Ce părere ai? Care e mai șmecheră, ta sau a mea? Tu nici măcar n-aveai de asta, n-ai armură în bază. Bă, Ana, n-ai nimic, ia uite ce... Îmi fur armură, ești nebun? Dacă ați văzut în viața voastră așa, așa jucătoare de Minecraft. Ziana, ce părere ai de baza mea? Care a făcut mai bine? Zi. Eu? Deci Ana zice că ea a făcut mai bine. Vreau să zic că, bă, puteam să o fac mai bine. Chiar puteam. Dar nu știu, cred că m-am lungit prin anumite părți și cred că asta a fost problema. Dar eu zic că de cei 3-4 că sunt gras și trebuie să încap în tot 4. Ce, care e problema ta cu mine? Dar eu zic că e decent. Arată decent pentru... Câte am făcut, că am făcut și pe afară frumos. A făcut și Ana, bă, Ana nu mă așteptam să faci așa frumos. Vrei să te mint? Nu-mi place tași, bă, din gură. Ce să zici și tu acum, ia uite, am lăsat asta aici. Bun, dar nici tu n-ai făcut. Adică chiar te-ai descurcat. Al meu e mai frumos, da, e ceva acolo. Așa că, fraților, lăsați-mi în comentarii cine a câștigat. Ana, ce ai de spus despre challenge-ul ăsta? Îți place, mai facem? Câte like-uri ca să mai facem? Zi. Câte like-uri să facem ca să mai facem? Vreau cu rugby. Tu, dacă l-aduc pe rugby aici, e jale dacă l-aducem pe rugby. Deci facem măcar 3000! Mamă, 3000 de like-uri? N-am avut 3000 de like-uri, cred că în viața mea. La 3000 de like-uri facem cu rugby și la 1500 mai facem doar cu Ana. V-am pupat și ne auzim și noi data viitoare.